Mă rog, doar nu e greu, dar nu e imposibil. Elevii aceștia au demonstrat-o. Îi felicit și eu, deopotrivă, pe elevii de nota 10, pe profesorii care au pregătit, pe părinții care au susținut și le doresc ca în anii de liceu să performeze cel puțin la fel de mult cum au făcut-o până acum și peste 4 ani să sperăm că ne vom revedea tot aici cu rezultate maxime, așa cum ați demonstrat-o și acum. Înainte de toate, eu vă doresc vacanță plăcută și bine meritată după efortul pe care l-ați depus, să vă bucurați de copilărie, să studiați în continuare și să demonstrați în anii de liceu că, într-adevăr, sunteți cei mai buni dintre cei buni.